Bună seara, bine ați venit la Rural. Discutăm și astăzi despre temele agriculturii și despre problemele agriculturii românești într-un context european, pentru că avem o emisiune interesantă, a spune. Avem de data aceasta, toți cei patru invitați se află la Bruxelles. Trebuie să menționez acest lucru. Asta apropo de relația strânsă dintre agricultura locală și agricultura europeană. Ce se discută la Bruxelles? Vom avea mâine un forum al agriculturii pentru viitorul agriculturii. Deci vom avea mâine un forum pentru viitorul agriculturii la Bruxelles. Sunt consultări lansate de Comisia Europeană pe tema agriculturii europene de astăzi și agriculturii românești. Știți bine că sunt multe lucruri care s-au discutat în ultimele luni. Toate acestea le vom discuta în emisiunea din această seară, împreună cu invitații noștri, vă spuneam, de la Bruxelles. Domnul Florian Ciolacu este director executiv al Clubului Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă. Bună seara, domnule Ciolacu, mulțumesc pentru prezență. Bună seara, mulțumim pentru invitație. Alături de noi se află și domnul Dan Hurduc, este membru în Consiliul Director al Clubului Fermierilor Români și antreprenor, de fapt un fermier din județul Vaslui. Bună seara, domnule Hurduc, mulțumesc pentru prezență. Bună seara, mulțumesc de invitație. Vă mulțumim și noi. Și împreună cu noi este și domnul Radu Martinescu, este membru în Consiliul de Coordonare și în același timp fermier din județul Vrancea, un tânăr fermier. Vă mulțumesc pentru prezență, Radu Martinescu. Bună seara și mulțumesc de invitație. Sunt onorat să fiu în această seară cu dumneavoastră. Mulțumim și pentru a completa prezența de la Bruxelles să o salutăm și pe Mihaela Gherghișan, corespondent RFI România, vă spuneam, la Bruxelles. Mulțumesc și ție, Mihaela, că ești cu noi și în această emisiune. Bună seara! Da, bună seara, bună seara! Bun, o să încep cu domnul Florian Ciolacu și o să vă rog, Florian Ciolacu, să ne spuneți mai întâi de toate care sunt temele importante de la Bruxelles, sigur privite și prin prisma, cum spuneam, agriculturii românești și a celei europene. Păi, mențiunea inițială că patru dintre toți cei patru invitați ai dumneavoastră în această emisiune sunt acum la Bruxelles, cred că e importantă și semnificativă și trebuie justificată. Noi am sosit astăzi cu o delegație de 45 de antreprenori în agricultură, membri în Clubul Fermierilor, oameni care sunt și implicați în dezbaterile din țară și la nivel european privind modificările actuale imediate ale politicii agricole comune, dar și cele care sunt vizate după 2027. O delegație care va avea și o participare mâine la Forumul pentru Viitorul Agriculturii, un eveniment anual pe care îl organizează ELO, Organizația Europeană a Proprietarilor de Terenuri Agricole, așa se numește, care e un eveniment extraordinar din punct de vedere al contribuției la procesele de dezbatere europeană în ce privește așezarea politicilor agricole pe un traseu care să vină și în sprijinul fermierilor, antreprenori, dar și în, ținând cont de provocările majore, fie că sunt economice, fie că sunt climatice, fie de securitate cu care ne confruntăm în Europa. Vreau să precizez că astăzi avem o întâlnire cu Comisarul European pentru Agricultură, o întâlnire care face parte din procesul de consultare a lansat de Comisie în ce privește modificarea politicii agricole comune printr-o simplificare și printr-o flexibilizare și avem un document de analiză pe care îl vom prezenta comisarului. În același timp ne-am dat seama că procesul ăsta a pornit cu întârziere, are posibilitatea să se desfășoare acum ținând cont de niște observații imediate care vin de la fermieri, de la asociații, dar e nevoie de o contribuție majoră și de o schimbare efectivă și eficientă a politicii agricole comune pentru a deveni mai adaptată la, ce spuneam mai devreme, provocările fermierilor, fie că-s de mediu, pierderile de performanță prin
secetele cum avem acum în România, fie economice, impactul războiului din Ucraina, fie din condiționalitățile anterior stabilite de comisie prin Pactul Ecologic European, care vedem în primul an de la aplicare creează o mulțime de probleme, unele scoțând fermierii în stradă. Bun, e o agendă bogată, așa cum a spus, și cu siguranță sunt teme importante pentru că suntem într-o situație, vedem cu toții, la nivelul agriculturii europene, a spune, în care există, hai să le spunem, pe de o parte nemulțumiri, pe de altă parte înțelegem că există și dorința administrației europene de a schimba ceva. Și atunci o să rog pe domnul Dan Hurduc să ne vorbească un pic despre așteptările acestei consultări din care sunteți parte. Mi se pare important faptul că sunt 45 de fermieri din România prezenți la Bruxelles. Deci numeric e evident că este un atu, vocile dumneavoastră sunt, e bine că sunt ascultate. Care sunt așteptările dumneavoastră, Dan Hurduc, și apoi sigur să detaliem? Da, se pare că cam târziu a venit această simplificare PAC. Noi pe parcursul anilor am tot insistat la Comisie în ultimii 2 ani de zile că obiectivele propuse oarecum sunt nerealizabile și aceasta a făcut ca fermierii europeni și de majoritatea țărilor europene să iasă în stradă. Acum, Comisia, până acum ni s-a spus că regulamentele nu pot fi discutate și între timp se pare că Comisia a luat decizia să înceapă simplificarea PAC. Și propunerile Comisiei Europene pentru ajustarea acestor regulamente vizează în principal modificarea acestor două regulamente, prin care în special sunt GAEC-urile, de la GAEC-ul 8, 7, GAEC-ul cu pârloaga, GAEC-ul cu rotația, cu perioadele sensibile. Deci așteptările noastre este ca aceste condiționalități de mediu să fie oarecum în aceeași direcție cu așteptările fermierilor, pentru că fermierii practic au fost lăsat oarecum singuri să întâlnească aceste condiționalități. Și aceste condiționalități au venit și pe fondul războiului din Ucraina, care a apăsat nepermis de mult pe veniturile fermierilor și într-un final s-a ajuns la concluzia că fermierii nu pot respecta aceste condiționalități de mediu și în același timp să suporte aproape singur impactul războiului din Ucraina. Este binevenită această simplificare PAC, dar eu cred că într-un final nu este suficientă, pentru că trebuie să vedem cum răspundem la criza din Ucraina, pentru că oarecum statele din flancul estic, statele riverane, Ucraina au rămas singure să suporte acest șoc. Deja avem 2 ani de zile de la război și în 2 ani de zile fermierii au acumulat destulă neperformanță. Deci ideea este că după 2 ani de zile în care performanța a scăzut foarte mult, ne-ar interesa, pe lângă aceste condiționalități de mediu, care în principal aceste condiționalități de mediu nu ne aduc bani în buzunar, practic nu ne scot din buzunar în etapa următoare, ne așteptăm de la comisar să insiste mai mult în această perioadă, pe lângă simplificare, o abordare nouă a crizei din Ucraina, pentru că nu putem suporta și al treilea an neperformanța aceasta destul de mare. Și o să vedem că la sfârșitul ciclului acestui an 30-35-40% din fermieri să nu poată să reia ciclul agricol. Deci am notat o simplificare care însă trebuie adâncită, să zicem, și o abordare nouă a crizei din Ucraina, ați spus, domnule Hurduc. O să rog acum pe Radu Martinescu, spuneam că este un tânăr fermier din județul Vrancea. Este un om cu care am mai discutat, cred, pe aceste teme și știu că a făcut eforturi semnificative în a-și moderniza ferma, în a-și digitaliza ferma. Și din acest punct de vedere, știu că a făcut eforturi semnificative în a-și moderniza și a-și digitaliza ferma și din acest punct de vedere, ca tânăr fermier, o să rog să ne spună cum vede și domnia sa această schimbare, să zicem, despre care discutăm, a politicii agricole comune. Vă rog, Radu Martinescu.
Da, observăm în ultima perioadă un context din ce în ce mai schimbător în domeniul agriculturii. Observăm volatilitate și niște factori de schimbare foarte, foarte volatili. Practic, agricultura din ziua de astăzi îi lipsește și puțină predictibilitate de care beneficiam, să spunem, până la începutul pandemiei și acum până la debutul războiului din Ucraina. Toți acești factori de influență în agricultură s-au răspuns într-un final asupra fermierilor, atât europeni cât și români, iar chestia aceasta a început să ridice probleme chiar și la Bruxelles. În ideea de a căuta puțină stabilitate și un factor concret, un punct de plecare în agricultură, chiar și la Bruxelles a început să se pună problema viitorului în agricultură. Astfel au abordat și ei problema integrării și formării tinerilor în agricultură, astfel cum, la fel cum am făcut și noi în România. Practic, dacă putem spune așa, am fost un model, am constituit un model pentru cei de la Bruxelles prin programul desfășurat în cadrul clubului, program care a format de-a lungul timpului câteva sute bune de tineri fermieri care astăzi și-au adus aportul și au crescut valoarea fermelor din care fac parte. Spuneam că ne-a urmat oarecum modelul aici la Bruxelles. Am avut ocazia și șansa să particip la cea de-a doua ediție a programului de tineri lideri fermieri în agricultura europeană, acum 2 săptămâni, un program similar celui pe care l-am avut noi în țară, program în care am reușit să îmi fac prieteni, să cunosc fermieri din toată țara și să văd cam cum privește Bruxelles și cum privește cei de aici și tinerii fermieri și câtă atenție au început să acorde și ei tinerilor din agricultură și cât de importantă este integrarea lor în agricultură, astfel încât să asigurăm stabilitate pe viitorul agriculturii. Bun, o să o rog pe Mihaela Gherghișan să mai aibă doar un pic de răbdare, pentru că am o curiozitate, mă întorc spre domnul Florian Ciolacu și spuneați, Florian Ciolacu, în prima dumneavoastră intervenție că aveți și o, să zicem, o poziție, în sensul o analiză pe care vreți să o prezentați. Sigur că nu avem acum răgazul să vorbim despre întreaga analiză, dar măcar dacă ne puteți da câteva repere importante ale acestei analize pe care o prezentați în fața Comisarului European și evident și în fața dezbaterilor care au loc la Bruxelles. Perfect, mulțumesc. Am trecut așa cu atenție prin punctele de intervenție, prin pozițiile pe care le-au exprimat toate statele membre ale Uniunii Europene vis-a-vis de aspectele pe care le doresc schimbate prin această simplificare a politicii agricole comune. Și analiza a arătat că sunt câteva teme esențiale asupra cărora trebuie mai mult efort din partea Comisiei și mai mult acțiune, astfel încât ele să creeze efecte. O temă o reprezintă, și o menționa colegul meu Dan Curduc mai devreme, o reprezintă creșterea bugetului politicii agricole comune, iar cealaltă temă, mai sunt și altele asupra căreia o să mă opresc, este tema impactului războiului din Ucraina. În ce privește creșterea de buget, era menționat și noi menționăm lucruri pe care le știm foarte bine. Bugetul, înainte de actualul ciclu al politicii agricole comune, a scăzut în ce privește cheltuielile pentru pilonul 1, deci cu 5%, dar în realitate transferarea unei sume echivalentul a 25-27% din bugetul pilonului 1 în compensarea unor pierderi datorate aplicării unor măsuri superioare, speciale de mediu, aceste ecoscheme, duce la o diminuare, poate neaccesare a acestui buget. Ideea
și asupra căreia insistăm că să faci mai mult cu mai puțin bani, spusă de chiar de un comisar european cu înainte de a-și finaliza mandatul și a încheia ciclul anterior, este clar că a fost total nerealistă. Acum, sunt măsuri într-adevăr de finanțare și sunt măsuri legate de finanțare pentru gestiunea riscurilor. Acum, unul din riscurile pe care noi le-am identificat și am făcut o analiză economică este riscul legat de impactul războiului din Ucraina, impactul economic, asupra performanței fermelor din România. Și acum, câteva date sunt extrem de grăitoare în ce privește acest impact. În urmărind 5 ani de funcționare a agriculturii, 2019, 20, 21, 22, 23, observăm că în ultimii 2 ani, deci 2022-2023, avem o creștere a cheltuielilor și o scădere a veniturilor, astfel încât diferența, cumulând costuri directe și indirecte și raportând la veniturile obținute, ne luând în considerare arenda, ne luând în considerare veniturile din subvenție, diferența devine extrem de mică. Cele două curbe ale cheltuielilor și ale veniturilor din agricultură tind să se apropie. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în România, dar asta se regăsește și în multe alte țări, efectul este sistemic al acestui război din Ucraina. Creșterea mare de cheltuieli din 2022, obținerea de venituri reduse prin vânzarea cerealelor la un preț mai mic chiar decât cel din 2019 înainte de pandemie, a dus la o fragilitate și la o pierdere, nu doar o pierdere de performanță, la un risc de funcționare, la un risc de sustenabilitate economică a fermelor din România. În momentul ăsta, pe această problemă sistemică, așa cum spunea colegul meu Dan Hulduc mai devreme, un al treilea an care să fie marcat de secetă, marcat de lipsa unor măsuri clare în ce privește importurile de cereale din Ucraina, iar pentru România în ce privește tranzitul de cereale din Ucraina, va crea mari dificultăți. Prin urmare, legat de această analiză economică pe care noi am făcut-o și e detaliată și o să o punem la dispoziția comisarului, în care luăm toate tipurile de costuri din agricultură pentru inițierea culturilor, fertilizare, pesticide, motorină, costul împrumuturilor, toate lucrurile astea și le punem pe date statistice recunoscute de către Uniunea Europeană, alături de estimările privind veniturile. Toate lucrurile astea arată o situație gravă asupra căroia instituțiile europene și cele naționale trebuie să intervină, pentru că, în fapt, fermierii români au puține capacitate, puține instrumente la dispoziție pentru a-și gestiona această criză. Și vedeți dumneavoastră, din cele trei lucruri pe care le-am spus mai devreme, condiționalități de mediu mult mai ample, mult mai puternice, cu solicitarea unor angajamente care necesită cheltuieli mai mari, impactul economic al unui război și impactul climatic, toate aceste trei lucruri suprapuse au dus la o fragilizare a situației economice a fermierilor din România și din Europa, ceea ce trebuie luat în considerare ca un risc major. Și pornind de la asta, noi venim și spunem, e nevoie de simplificare și de flexibilizare, să nu mai schimbăm la fiecare 7 ani până politica asta, să învățăm lecțiile bune, să le păstrăm și să schimbăm acolo unde trebuie. Să ținem cont, când adoptăm măsurile astea de mediu, aceste angajamente, de ce poate fermierul să facă, în cât timp, astfel încât și cu ce cheltuieli, astfel încât el să fie atras, pentru că tehnologia
înseamnă capacitatea mai bună, mai mare de a respecta angajamente de mediu, dar criza economică îi oprește pe fermier să facă investițiile în tehnologie. Deci suntem într-un ciclu negativ. În același timp avem situația excepțională a războiului din Ucraina, în care România este prima și cea mai afectată țară din Uniunea Europeană. Spuneam, două sunt creșterile de prețuri și presiunea de piață care a fost făcută și apoi acest, să zicem, comerț în situații inegale care este făcut, adică nerespectarea acelorași condiții duce la o perturbare, o distorsiune a pieței cu efecte de pierdere pe care le decontează fermierii din România. Da, cred că acesta este tabloul despre care vorbiți, domnule Ciolacu, cred că l-ați descris foarte corect. În această situație se află fermierii. O să o rog acum pe Mihaela Gherghișan să comenteze și ea ceea ce, iată, aflăm astăzi, sau, mă rog, tot acest puzzle pe care l-am construit astăzi împreună cu invitații noștri. Te rog, Mihaela, cum vezi această situație a agriculturii românești, a agriculturii europene și, iată, posibilele soluții despre care se discută în acest moment la nivel european? Nu se discută cu adevărat la nivel european. Se discută în context de alegeri europene, ceea ce înseamnă că, pe scurt, fără a intra neapărat în bârfă politică, dar Comisia Europeană, ca să spun pe șleau, a schimbat macazul în momentul în care și-a dat seama că vin alegerile și că în 9 iunie și că președinta Comisiei Europene vrea un al doilea mandat. Ea a înțeles foarte clar, ca să fie candidată măcar la această funcție, ea trebuia să șteargă cu buretele o parte din GAEC-uri și măcar unul din ele să devină ecoschemă, vorbim despre GAEC 8. În mare, ei nu s-a spus așa, că nu știa ce sunt alea GAEC-uri sau ecoscheme. A spus, ștești cu buretele prostiile astea de la ecologie, să nu mai văd picior de ecologie pe-n pac și dacă vrei să te mai alegi aici 5 ani, las-o mai jos cu mediu. Pentru că acum vor fi schimbări, se pare, și normele de mediu privind mașinile, emisiile de CO2 și de CO2 și tot așa, deci nu va fi numai agricultura. Bun. Problema este că noi totuși suntem în buză de alegeri europene, că Parlamentul European își închide porțile acum în aprilie, că de fapt Comisia Europeană ce poate să mai facă de acum înainte, dacă abia acum Comisarul Agriculturii primește fermieri din fiecare stat membru în parte. Deci îți dai seama cât îi ia ca să-i consulte pe toți, că abia a început de fapt, da? N-a început acum 6 luni, acum a început, de când cu protestele din februarie ale agricultorilor. N-o să aibă timp să facă absolut nimic. Plus că el, personal, domnul Wojciechowski, va pleca de la Bruxelles. El nu va mai avea un al doilea mandat. De ce s-ar mai rupe în două să o facă? Decât că i-a ordonat von der Leyen să se ocupe repede acum, măcar să dea impresia că face ceva. El știe, cabinetul lui și DG Agri, ei știu foarte bine situația din România, pentru că reprezentanții României de aici, aici îl numesc pe ministrul Achim Irimescu, dar nu numai el, și deputații europeni români din Comisia Agricultură, au tot semnalat, au mai venit agricultori, au venit la Copacogeca, și așa mai departe. Situația e cunoscută. Problema este că acum facem un simulacru de discuție, îi primim pe fiecare în parte și după aia băgăm astea la catastif și noi spunem electorilor europeni, frate, noi am încercat. Dar e greu, mai ales că, uite, cu Ucraina, trebuie sau nu trebuie extins acordul cu Ucraina până în 2025. Nici astăzi ambasadorii Uniunii Europene nu s-au putut înțelege asupra problemei și au lăsat-o pentru după Paștele Catolic. Trebuie sau nu trebuie să trecem legea restaurării naturii? Habar n-avem, au scos-o din Consiliul Mediu de azi și până la urmă au zis mai vedem, tot așa, după Paște, după ce învie Iisus, mai vedem. Și așa mai departe. Deci, de fapt, nu prea se vorbește despre hai să-i ajutăm pe agricultori, hai să mai dăm în jos de la mediu, hai să găsim un echilibru, hai să băgăm oamenii tineri în agricultură. Avem totuși o medie de vârstă de 55 de ani în agricultura europeană și oamenii nu prea să mai înghesuie să bage în această meserie foarte grea, foarte frumoasă, dar și foarte precară. Deci, de fapt, ce se face? Se discută. Și cu asta basta. Se votează în iunie și, de fapt, agricultorii români și din toate statele membre vor lua din nou piatra lui Sisif la deal din septembrie, cu o altă comisie, cu un alt comisar la agricultură și probabil tot cu doamna von der Leyen în capul Comisiei Europene, care odată aleasă pentru azi 5 ani, să vedem ce
cum va mai juca față de normele ecologice și ce îi se va mai impune atunci de la CDI. Păi aici, aici, dacă o să fie așa, Mihaela, trebuie să spun și eu, măcar am avea un element de continuitate, ca să zic așa. Nu? Mă refer la doamna Ursula von der Leyen. Măcar îi mai vezi mutra, măcar îi mai vezi figura aia simpatică la televizor încă 5 ani. Bun. Ca de obicei, sigur, o intervenție așa foarte, foarte spumoasă a Mihaelei și sigur că apreciem acest lucru. Doar să reamintim, suntem la Rural, discutăm, iată, despre temele agriculturii europene și, agriculturii, și ale agriculturii românești. Invitații noștri de astăzi sunt Florian Ciolacu, director executiv Clubul Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă, Radu Martinescu, fermier, și domnul Dan Hurduc, antreprenor și fermier, ambii făcând parte din conducerea Clubului Fermierilor Români. Mihaela Gherghișan, corespondent RFI România la Bruxelles, remarc încă o dată faptul că toți invitații noștri de astăzi se află la Bruxelles, ceea ce ne bucură. Cei trei de la Clubul Fermierilor sunt în fruntea unei delegații de 45 de fermieri români care sunt la Bruxelles. Este o adevărată mini-invazie, să spunem așa, dar o mini-invazie cu folos, să sperăm. Vreau să vă întreb, Dan Hurduc, pentru că Mihaela Gherghișan a vorbit despre aceste teme totdeauna sensibile, schimbări cu ocazia unor alegeri, iată, consultări care se fac acum. Mizați totuși, Dan Hurduc, pe așa numita memorie instituțională, adică faptul că viitoarea comisie totuși va avea în vedere toate dezbaterile de astăzi și sigur că aceste dezbateri care provin, trebuie să spunem, din nemulțumirile fermierilor din întreaga Europa. Deci mizăm pe acest, putem miza și pe totuși pe un pic pe memoria instituțională, cum se numește? Optimismul nostru este ponderat. În realitate ne dăm seama că este mai mult electoral, așa cum spunea și doamna Gherghișan. Noi credem că nu poate fi simplificată politica agricolă comună într-un termen atât de scurt încât să aducă folos agricultorilor. Dar nici nu putem să demobilizăm. În esență, ne dorim să mergem în continuare cu discuțiile și probabil și cu următorul comisar european, dacă rămâne tot președinta Comisiei Europene, o să încercăm să avem o discuție mai aplicată și mai de la început. Acolo, la Forumul pentru Viitorul Agriculturii, particip al doilea an și anul trecut, vicepreședintele Comisiei, Franz Timmermans, spunea că el vrea și mai mult de mediu. Și în realitate nu-l contrazicea nimeni. Adică am ajuns atâția ani în această paradigmă cu condiționalități de mediu și cred că noi agricultorii am învățat că și cu următorul comisar și cu următorul DG Agri și următoarea comisie ne dorim să avem o discuție mai aplicată, consultări mai aplicate, dar optimismul nostru este destul de rezervat pentru că trebuie să o luăm din nou de la capă și dacă nu luăm foarte repede măsuri, nu cred că putem îndrepta așa de repede condițiile din agricultura Europei și în special din agricultura României. Ca să te lămuresc, Rudy, te rog, Mihaela, te rog. Apropo de ce spuneai, că e interesant ce ai spus apropo de memoria instituțională. Există o memorie instituțională, asta ascultătorii trebuie să știe, pentru că ca și la nivel național, n-ai ministru, ai minister. Ministrii pleacă, știi? Există un minister, el se numește Direcția Generală Agricultura Comisiei Europene, dacă vrei echivalentul, da? Acolo oamenii sunt bătuți în cuie și știu foarte de bine acord. Ce fac și da, așa, da. Dar au viziuni, asta mă chinuie să fac oamenii să înțeleagă. E foarte grav ceea ce spun, nu sunt pesimistă, sunt realistă. Oamenii din DG Agri nu se înțeleg între ei. Ei au viziuni atât de diferite a lumii, majoritatea habar n-au despre ce vorbesc, n-au pus piciorul pe tarla în viața lor. Sunt foști activiști, foști lobiști, foști funcționari de ministere, foști naiba știe, veniți prin concurs de la altă direcție unde n-au mai avut loc. Sunt câțiva specialiști adevărați, dar din ce în ce mai puțini au mai ieșit la pensie din ei și acum s-au umplut de tineret care gândește așa pe pereți, înțelegi ce scrie pe TikTok, ce am văzut nu știu unde, ne îngheață mările, ne înneacă mările, nu mai are ursul alb unde să stea. Adică au intrat activiștii de mediu și în DG Agri și acolo a fost de fapt ruptura problematică care l-a dus pe Timmermans atât de departe pe vremuri, de care menționam mai devreme. Se menționa mai devreme. Deci problema este că ar fi o memorie teoretic instituțională, dar trebuie văzut ce mesaj urcă din acest minister al agriculturii european către ministru, adică către viitorul comisar european. Și mai ales cine va fi el din ce stat membru.
Că dacă ai un polonez, știi că măcar mai înțelege ce spui, chit că nu vrea mereu să te ajute, cum ca acum. Dar dacă ai un francez, tu nu vorbești la fel. Ce treabă are francezul cu agricultura românească? El și-o știe pe lui. Iar dacă pui un olandez, atunci o uiți, pentru că olandezii au complet altă viziune asupra lumii și a agriculturii. E foarte grav. Nu știm cine va fi, deci speculez. Dar e ca și cum ai fi pus un englez pe vremuri, dacă vrei. Nu? Care tot ce știa este că francezii mănâncă prea mulți bani în agricultură. Deci e foarte pe muchie de cuțit, de fapt. Și trebuie să te rezolvi la nivel național pe cât poți și poate nu e idee chiar rea aceasta de renaționalizare a politicii agricole comune, treptat, așa cum a început deja să se facă de 2 ani. Bun, iată și aceasta poate fi o soluție, cum spunea Mihaela Gherghișan. O să mă duc din nou către tânărul fermier prezent astăzi în emisiune, către Radu Martinescu. Ați vorbit, Radu Martinescu, în prima dumneavoastră intervenție despre tineri, despre experiența comună până la urmă a tinerilor români cu cei de la Bruxelles. Spuneați despre programele de dezvoltare și de training pentru tineri. Din acest punct de vedere, sau mă rog, poate continuând poate această idee, o să vă rog să ne spuneți, domnule Martinescu, felul în care vedeți nu doar politica agricolă comună, ci și aplicat zona aceasta de subvenții pentru tineri, pentru digitalizare, poate acestea, dacă sunt preocupări ale dumneavoastră și ale în ce măsură ele se întâlnesc cu bugetele europene, așa cum spunea mai devreme Florian Ciolacu. Așa cum și domnul Ciolacu mai devreme a specificat, din păcate agricultura se află într-un moment nu foarte prielnic investițiilor, având în vedere mai mult factorii care perturbă piața și aduce atâta instabilitate în agricultură. Iar ca tânăr nu știi dacă este momentul oportun să faci și investiții, să treci la un grad mai mare de digitalizare și să-ți introduci în fermă noile tehnologii. Cât despre programele noi, nu am simțit eu ca și tânăr să am beneficii, nu știu, deosebite în vederea obținerii unor astfel de tehnologii și pentru a le integra în fermă. Practic, până acum, dacă Bruxelles nu a acordat atât de mare importanță tinerilor, pare că de acum au început să vadă tinerii din agricultură ca un factor de stabilitate într-un domeniu care este atât de volatil și care suferă și din cauza tuturor factori de influență extern pe care nu-i poate controla, la care poate doar să se adapteze într-un caz fericit și să încerce să treacă mai departe. De acord. Radu Martinescu, pentru că trebuie să trecem așa repede, brutal, aproape la concluzii, pentru că suntem aproape de finalul discuției noastre, o să încep tot cu dumneavoastră și vreau să vă întreb, Radu Martinescu, care este până la urmă chestiunea maximală pe care o vedeți după ce vă veți întoarce de la Bruxelles, adică așteptările dumneavoastră maximale sau eu știu cele minimale, să le luăm așa în extreme, care ar fi vis-a-vis de, cum spuneam, de această prezență la Bruxelles, importantă în opinia mea, acest dialog, la ce vă așteptați până la urmă, la modul concret? Încercăm să nu ne mai creăm așteptări, pentru că astfel riscăm să avem parte de dezamăgiri, dar totodată nu am venit aici degeaba, nu am venit doar pentru a face act de prezență, încercăm să ne facem auziți, încercăm să ne spunem punctul de vedere și din punctul meu, în opinia mea, ar fi un real câștig dacă am vedea colaborare și deschidere din partea autorităților cu care urmează să ne întâlnim în zilele petrecute la Bruxelles. Iată, mi se pare o înțelepciune a tinerilor. Deci, până la urmă, e vorba, în primul rând, de o colaborare și o deschidere. De aici trebuie să plece lucrurile, poate nu peste noapte. Vă rog, vă ascult. Scuzați. Și a fi ascultat și să se dea oarecum mai multă importanță și mai multă atenție tinerilor din agricultură și formarea și integrarea lor în acest domeniu, tocmai în ideea de a avea stabilitate pe viitor într-un domeniu atât de volatil. E un deziderat european cel pe care l-ați numit și al României și anume o implicare cât mai largă a tinerilor, știm asta, așa cum spuneți, însă probabil că e nevoie de
programe, avem niște programe concrete, poate că ele trebuie îmbunătățite, nu știu, aici o ultimă opinie pe, din emisiunea de astăzi, Radu Martinescu, vă rog. Iată că noi am putut oferi un model țărilor vestice mai avansate economic decât România, am putut oferi un model în ceea ce înseamnă tot acest proces de integrare a tinerilor în agricultură și un model care se perfecționează de la an la an. Noi tocmai și am terminat cea de-a cincea serie de tineri lideri în agricultură în România și urmează cea de-a șasea. Program care se perfecționează cu fiecare, cu fiecare serie. Bun, deci... Și noi ne ocupăm activ de acest lucru și oferim și model și sprijin vesticilor. Excelent, un program românesc care are deja o anvergură europeană, așa îl considerăm împreună. Mulțumesc. Dan Hurduc, vă rog, acum mergem spre zona aceasta tot de, eu știu, de așteptări. Știu că fermierii români sunt totuși nerăbdători, adică și-ar dori să se rezolve niște lucruri astăzi, cum se spune. Unele însă cred că s-au rezolvat sau cel puțin există niște promisiuni, unele sunt, înțeleg, chiar legiferate, dacă pot să le spun așa. Avem astfel de situații, Dan Hurduc? Nu vă auzim. Numai puțin, dacă vreți să reluați, că nu vă auzim. Acum, dacă vreți să reluați, că nu v-am auzit, vă rog. Eu sunt pesimist. Așteptările noastre ale fermierilor maximale ar fi ca politica agricolă să fie din nou pus în, să fie reglementată. Practic ar trebui Ucraina să se comporte ca și înainte de începerea războiului. Asta ar fi, cred că, un reglaj care ar permite fermierilor să-și redobândească din competitivitate, ceea ce nu se va întâmpla atât de repede. Și al doilea, ecocondiționalitățile, cred că sunt fezabile ca în următorul exercițiu să fie oarecum regândite. Bun, deci aceasta este, să zicem, agenda de maxim interes și de maximă actualitate, să spunem, Dan Hurduc, despre asta ați vorbit. Mihaela Gherghișan, te rog, o să lăsăm la final pe Florian Ciolacu. Mihaela Gherghișan, așadar, te rog, câteva concluzii și de la tine prin prisma acestei discuții, care are multe aturi, în primul rând pentru că are și o abordare europeană și cred că e important să înțelegem acest lucru, avem nevoie de o abordare europeană. N-ai cum să faci fără abordare europeană, nici să vrei, pentru că pentru moment banii vin de la Bruxelles și sunt reglați prin aceste gaiecuri. N-ai cum să faci, ecoschemele ca bonus. Dar altfel n-ai cum, adică nici să vrei, nu poți să o scoți pentru moment din cadrul european. Nu că suntem noi acum europeni, dar asta e colivia. Însă, aș aduce o precizare. Se spun multe lucruri rele despre Bruxelles, majoritatea adevărate, dar... Nu e adevărat că Bruxelles nu s-a ocupat de tinerii fermieri, s-a ocupat foarte mult, însă, la nivelul Comisiei Europene și la nivel de Parlament European. În reforma Cioloș din 2014 a fost prima care a încercat să bage o condiționalitate pentru tinerii fermieri, adică să constrângă statele membre să-i ajute și s-au opus statele membre. Deci n-a trecut reforma de capitale, pentru că ei nu aveau nevoie de tineri fermieri. Cum spuneau danezii, nu ne-am gândit niciodată că noi n-avem tineri fermieri. De gândiți-vă de ce n-aveți, le-au zis celelalte. Deci nu e chiar așa, e cu foarte mult du-te vino. Până la urmă, în reforma a doua, cea din 2020, s-a reușit introducerea acelui 2% din subvenții absolut dirijate către tineri. Dar trebuie spus că Bruxelles s-a bătut întotdeauna pentru tinerii fermieri, că au avut foarte multe contribuții de la CEJA, pe care colegii noștri o cunosc bine, deci Comitetul Tinerilor Fermieri, Agricultori Europeni, că au avut foarte mult vânt în pupă chiar din DG Agri, dar s-au opus capitalele europene și nu numai nordicii, s-au mai opus ei și francezii, care și acolo vârsta medie a crescut foarte mult printre fermieri. Deci, înainte de a spune Bruxelles, trebuie să ne uităm și în capitale, că de multe ori ne cam facem singuri și e ușor să spui, păi Comisia Europeană. Pentru că Comisia, dacă a călcat strâmb de 9 ori, de ce nu și a 10 oară, da? Deci, atenție la vorbe și atenție la pe cine aruncăm vin.
Bine, mulțumesc și ție, Mihaela Gherghișan. O să rog acum pentru finalul acestei dezbateri să ne spună și concluziile domniei sale pe Florian Ciolacu. Vă rog, Florian Ciolacu, cum priviți, iată, acum aceste lucruri? Păi, o să închid cumva cercul și o să spun că suntem la Bruxelles cu o delegație de 45 de fermieri, dintre care aproape 30 sunt tineri fermieri. Și o să vă spun de ce are legătura asta cu memoria instituțională și de ce are legătură cu așteptările și de ce are legătură cu procesul, adică cu ce urmărim, cum urmărim și unde vrem să ajungem. Păi are legătură, pentru că oamenii ăștia mulți sunt azi aici ca parte a unui mecanism în care ei, acești oameni care se consideră și se doresc și asuma un rol ca să fie lideri tineri în agricultura românească, învață procesele de la Bruxelles. Poate că, într-adevăr, comisarul actual pleacă, comisia actuală se destramă, altă comisie va veni să ia locul. Există acolo o entitate care asigură continuitatea. Ce facem noi și ce ne-a lipsit în abordarea românească a fost tocmai această continuitate. Am trăit fragmentat fiecare implicare a noastră în ce privește schimbarea, hai să luăm doar politica agricolă comună europeană. Vrem să asigurăm o continuitate. De asta am fost și acum 2 anul trecut, am fost și acum 2 ani, avem un dialog cu Bruxelles, suntem membri unei organizații care reprezintă prin prezență la Bruxelles alte organizații europene. Acum o să spun iar ceva care să rămână în această memorie instituțională. Vrem să ne implicăm de acum pentru ce urmează a fi stabilit în 2027 ca o nouă politică agricolă comună, sau poate se va numi altfel, poate se va numi cadru sustenabil pentru agricultură, sănătatea populației și mediu. Poate că trebuie să împingem pe tineri ăștia mai degrabă decât puteam să o facem noi înainte ca să se implice. De asta ei sunt aici. Vorbesc limbi străine, se implică și sunt alături de seniori pentru că împreună doar reușesc să facă lucrurile bune. Și acum un ultim punct referitor la programele privind tineri. Într-adevăr, există pe agendă, există în angajamentul Comisiei, DG Agri, al unor organizații precum CEJA, Consiliul Tinerilor Fermieri, această temă a noirii generaționale. Și cu toate astea vedem că cifrele statistice, adică acolo unde măsori, arată foarte prost pentru România, pentru Danemarca, pentru Franța, pentru țările europene. Și, într-adevăr, avem un model pe care l-am promovat de 5 ani de zile, unul bine gândit privind înnoirea generațională, iar anul trecut am venit și am spus la Bruxelles, haideți, oameni buni, să facem în România un centru european pentru promovarea tinerilor lideri în agricultură. După modelul programului. Noi am exersat programul ăsta. 4 ani era anul trecut, acum deja am terminat seria 5-a. Sunt aproape 400 tineri care au trecut pe aici. Lucrează împreună, au creat grupuri de reflexie, se întâlnesc cu miniștri, propun politici publice, fac afaceri împreună, gândesc mecanisme care să-i ajute pe ceilalți. Comunică, în principal. Comunică, asta fac. Și pe încredere și asumă riscuri împreună. Deci, centrul european ăsta e o altă temă cu care venim astăzi aici. Sper să ne auzim și în anii care urmează vorbind despre un centru care va fi creat la București. Noi, anul ăsta, creăm un astfel de centru la București. Dacă el va avea dimensiunea europeană, nu e la noi doar. Că noi o să facem ce depinde ca să-l promovăm european. E și la țara asta, într-adevăr, ce spunea doamna Gherghișan mai devreme, nu trebuie să ne mai uităm către Bruxelles ca locul de unde vin toate nenorocirile, ci din locul de unde putem să culegem cei mai buni pentru agricultura românească. Mulțumesc! Mă bucur că am avut această dezbatere pentru că ea ne arată că dincolo de problemele stringente și urgente care există și pentru care e nevoie de rezolvare, aveți, iată, Florian Ciolacu și colegii dumneavoastră, aveți și o viziune de termen mediu, cel puțin, și o ambiție de a aduce, hai să spunem, temele sau rezultatele bune din România și exemplele bune la nivel european și invers, pentru că este
biunivoc această legătură. Mulțumesc pentru prezență, Florian Ciolacu, director executiv Clubul Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă, Dan Hurduc, Radu Martinescu, antreprenori și fermieri și membri în conducerea acestui club. De asemenea, Mihaela Gherghișan a fost alături de noi, corespondent RFI România la Bruxelles. Aici se încheie Rural, eu sunt Constantin Rudnitschi și vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI. Vă doresc toate cele bune, să ne auzim cu bine!